mărțișoare comestibile. Eu sunt Camelia și astăzi vom face împreună aceste fursecuri mărțișor pentru cei dragi, să le oferiți câte un mărțișor, și vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 30 de grame de zahăr, 160 de unt, un ou, 8 grame de praf de copt, sare, coajă de lămâie și circa 300 de grame de făină. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Bună dimineața! Astăzi o să facem fursecuri mărțișoare în formă de ghiocel și vom avea nevoie de un ou, 30 de zahăr. Aici am 160 de unt, un praf de sare, coajă de lămâie și de portocală conservată pusă cu zahăr la frigider, 8 grame de praf de copt. Aici am 200 de grame de și dacă mai e nevoie mai adăugăm. La început o să punem doar atât. Zahăr pudră să pudrăm ghioceii și dulceață de cireșe amare. Și am să pun peste oul meu, am să pun praful de sare, am să amestec așa cu o linguriță, o să punem zahărul, așa. Amestecăm, punem și coaja de lămâie și de portocală, deci o linguriță. Și le amestecăm așa pe toate. Și acum am să dau oul deoparte, îl punem aici în față și voi lua untul meu și îl voi uni cu făina aici. Am să le iau aici de pe, să vedem dacă se ia. Vedeți? L-am tăiat așa cu bulețe și îl punem așa peste făină. Așa, și îl unim cu făina. Încet, încet strângem făina cu aici pe fund. Vedeți? Luăm și strângem făina și strângem așa untul. Așa. Și strângem așa. Am să pun totul pe fund să fac mai bine, așa, și să lucrăm totul așa pe fund și strângem făina cu untul. Și am să o pun pe toată și acum luăm și strângem așa făina cu untul. Aici avem 200 de grame. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm la sfârșit. Așa. Și imediat cum le facem, le dau și la cuptor. Așa. Și după ce am obținut cam această consistență făinoasă, am să-mi fac așa ca o fântână și am să pun oul. Și încet, încet o să le amestecăm. Așa. Vedeți? Așa. Și punem și praful de copt. Și acum adăugăm oul aici peste, cu zahărul, cu sarea. zahărul s-a topit și punem aici peste și am să adaug și praful de copt, 8 grame de praf de copt. Și acum încet, încet incorporăm totul și le unim așa, până obținem un aluat potrivit de tare. Încet, încet amestecăm aici. Și vom frământa cu mânuța. Așa, să scoatem totul așa de pe... Și o să le umplem cu dulceața de cireșe amare sau cu ce fel de dulceață aveți în casă. Scoatem de la cuptor și o să pudrăm aceste mărțișoare ghiocei cu zahăr pudră. Așa, după cum se vede, este destul de moale și mai am să mai adaug puțină făină. Așa. Și am să mai pun încă două linguri. Deci vor intra în jur de 300 de grame de făină la aceste cantități pe care eu vi le-am dat. Și să mai repetăm o dată cantitățile. Și am pus un ou, 160 de unt, am pus 30 de grame de zahăr, pentru că o să pudrăm foarte bine după aceea cu zahăr, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, coajă de lămâie și de portocală, sau ce arome aveți prin casă, și făină, circa 300 de grame. Așa, mai frământăm încă puțin și vedem dacă mai e nevoie de făină. Nu trebuie să fie aluatul nici foarte tare, dar nici foarte moale, că vrem să dăm o formă de ghiocel și să le umplem cu dulceață de cireșe. Eu mi-am pregătit aici cu hârtie și ea facem ghiocei și o să-i pudrăm cu... Și dacă doriți și aveți puțin colorant verde, partea de sus o puteți colora. Să mai iau puțin că este prea mare. Vedeți? Așa. Strângem puțin partea de sus și aici apăsăm așa cu degețelul ca să facem locul pentru dulceață. Așa. Și aici o să punem dulceața. Ia uitați ghiocelul nostru. Așa. Și așezăm așa aici, uitați, vedeți? Ghiocei, mărțișoare. Aici am și un ruleț, vom pune toate aceste fursecuri, vedeți, în punguțe și legăm cu un ruleț și dăruim pe 1 martie. Eu am mai făcut și pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase, găsiți și crostată în formă de mărțișor. Deci o crostată cu un ghiocel în mijloc, cu dulceața de gutui este făcută și roată-roată împrejur este făcută șnurul alb și roșu. Așa, șnurulețul l-am colorat cu puțin colorant roșu. Și aluatul alb l-am făcut doar cu albuș. Am făcut un aluat simplu, făcut cu un ou întreg și unul cu albuș, ca să avem aluatul alb. Și pentru culoarea roșie am colorat cu puțin colorant alimentar. Punem dulceața, ca să mă uit la ceas. Și să lăsăm circa 10 minute și între timp noi facem aici. Așa, și le așezăm așa aici, vedeți? Încet, încet. Le puteți da ce fel de formă doriți. Puteți face pur și simplu o bilă și apăsați în mijloc. Așa. Și puneți, umpleți cu dulceață, vedeți? Ia uitați, și umplem. Deci nu neapărat să dăm această formă. Ia uitați, și umplem așa și dăm la cuptor. Și le pudrăm cu zahăr pudră. Ia uitați ce frumoase sunt. Vedeți? Simple. Le puteți da ce formă doriți. Vedeți? Mai lungi, rotunde. Așa. Dacă știți ce frumos miroase de la cuptor. Așa. Și le punem așa. S-au făcut pe spate. Aici un șervețel și o să pudrăm doar partea de jos. Și aceștia sunt ghioceii noștri, mărțișoarele noastre comestibile. Luăm un șnuruleț, vedeți? Și punem într-o punguță și dăruim la cei dragi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost acum în această dimineață și vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă. La revedere, pupici, și mulțumesc, 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 pupici. O zi bună și multă sănătate vă doresc.